Locuitorii satului Căplani din raionul Ștefan Vodă și-au unit eforturile pentru a deschide Porțile Raiului, un centru turistic care acum e cartea de vizită a satului. Au explorat potențialul unor izvoare istorice descoperite în anii 1450, care au fost lăsate de izbeliște ani la rând. Curățarea zonei a permis amenajarea unui parc de odihnă, cu bănci, teren de joacă și două bazine cu apă caldă. Astfel, zona a devenit, rapid, un loc de întâlnire pentru săteni și un punct de atracție pentru vizitatori străini. Vă aflați acum în centrul turistic Porțile Raiului. Noi aici venim, ne odihnim și nu numai noi, toți sătenii și vecinii și chiar și de peste hotare. În Cișneaua noastră sunt 20 de izvoare care le-au găsit prin 1400 și 60, poate 50, 60, așa în timpul acela. Lumea a început să aducă gunoaie, au început să nu le fie pasă de nimic. Am venit, am dezmuls, am curățit, făc curățenie și ne-am gândit să începem a amenaja toate izvoarele ca să arăte foarte frumos. Totul s-a început de la gunoiește și și prezenta astăzi cum arată și cum arăta 5 ani în urmă, dezastru. Dezastru era. Am curățit cu ajutorul școlii, elevilor de la școală, din sat care au dorit, au venit și au ajutat. În acest centru turistic, în primul rând, noi am creat 100 de locuri unde oamenii pot să vină să odihnească. Dar veneau copii și nu aveau unde să odihnească. Și atunci noi am hotărât, am făcut două piscine care se scalde copiii. Dar apa vine de la izvoare și e rece. Și atunci s-a pus întrebarea, dar cum se face ca să fie caldă? Am implementat prin AIPA un proiect de 270.000 care ne-au permis să instalăm tuburi solare. Apa de la izvoare merge prin tuburi solare, se duce în piscina, prima în piscina a doua și ea e caldă, e chiar fierbinte și atunci am rezolvat problema. Cheltuielile au fost înfăptuite la prima etapă, și anume când a fost procurate de 170.000 de lei, au fost procurate tuburile solare și a fost procurat și a doua piscină, care la fel de 170.000 de lei. Acum noi întreținerea lor nu ne costă nimic. Ai dat drumul la apă, apa merge în tuburi și fierbinte vine pentru copilașii noștri. Vara e foarte frumos. E foarte frumos. Vine lumea și se odihnește și din satele de prin prejur. Ulănești, Caragasane, Antonești, Palanca, Tudora, Crocmaz. Foarte mulți vin și se odihnesc, mai ales bunici cu copilași. Vin la bazinurile astea, la noi fără plată și, mă rog, asta tot influențează, cred că. Ne bucurăm lui Dumnezeu că e, ne-a dat locul acesta frumos și totodată și apșoara sub presiune puternică. Sătenii vor ca să fie tot timpul lumină și acum este lumină. Între sinerea și noaptea, tineretul vine și noi ne gândim să punem panouri solare ca energia care se cheltuie și la Casa Mieșului Popular și la muzeu, Casa Muzeu și când facem bucate și pentru iluminarea de noapte să fie de la panourile fotovoltaice. Da, e o poveste, dar e o realitate, e o poveste plăcută.